Astăzi aș vrea să răspund la câteva întrebări care se tot repetă pe canal. Observ că se repetă în multe clipuri. Eu mă uit pe comentarii destul de frecvent și astăzi m-am hotărât să răspund la câteva dintre ele, chiar dacă pe unele le-am mai abordat. Cum investești în aur și argint? Am făcut multe clipuri despre metale prețioase, trebuie să-mi vină o piesă foarte interesantă astăzi și o să filmez săptămâna asta despre ea, facem un unboxing frumos. Cum investești în aur și argint? Sunt multe metode pentru a face asta, poți să o faci în mod digital, nu recomand, dacă vrei să ții pe termen lung, dacă vrei să faci trading cu fluctuațiile și crezi că te pricepi treaba ta, eu unul nu aș face asta. 2. Poți să investești în metal fizic pur. Pur, uite că am o monedă pe masă. Parcă știu că trebuie să vorbesc mereu de ea. În metale prețioase investești în formă cel mai safe pentru tine, în formă fizică și în formă pură, precum aceasta. Este o monedă de o uncie, o uncie troy ounce. Cum scrie pe ea, are 31,1 grame. Poți să cumperi de 1 pe 4, OZ, 1 pe 2, un OZ egal o uncie. Poți să cumperi 1 pe 4 uncii, 1 pe 2, una întreagă, de 2, de 5, de 10, de cât îți permite bugetul. Poți să cumperi aur, argint, platină, paladiu, iar dacă apelezi la servicii mai voodoo, prin Elveția, poate cumperi și rodiu, care a explodat foarte rău în preț, dar nu cred că se bagă nimeni acolo. Deci în metale prețioase investești pentru cele mai bune rezultate pe termen lung, pentru a-ți proteja, a-ți conserva averea. Eu văd aceste metale și ca pe o investiție, doar că trec prin niște cicluri care se repetă la câteva zeci de ani. Pe termen scurt este doar o conservare a puterii de cumpărare. Pentru că există inflație la leu, la dolar și așa mai departe. Eu sunt investitor în aur și în argint, în special în argint, pentru că este și un metal industrial și un metal prețios la care sunt mai mult decât convins că în viitor îi va crește valoarea, așa cum s-a întâmplat și la paladiu, de exemplu, care era 2, 3, 400 de dolari o uncie și a ajuns la 2500 de dolari. Adică de 6, 7, 8 ori prețul. Adică deja acolo e profit. Cum cumperi, de unde cumperi? Poți să cumperi din România aur, poți să cumperi din orice țară aur care are 0% TVA. Implicit poți să cumperi, eu cumpăr de exemplu de pe European Mint din Estonia, care are 0% TVA pentru argint, platină și paladiu. Legal. O comandă, îți vine acasă, vine asigurate, plătește în avans, aștepți câteva săptămâni până ți se livrează. Așa am procedat și eu de fiecare dată. Eu tot argintul pe care îl am, nu chiar, 90% l-am de pe European Mint, l-am verificat, l-am testat, e ok, am factură digitală de achiziție, absolut tot, deci eu de acolo cumpăr. Sunt și site-uri românești, dar din păcate în alte țări plătești TVA pentru argint, platină, paladiu. Doar la aur nu plătești TVA, așa că poți să-ți cumperi aur direct din România, pentru că nu e diferență de preț între European Mint și alte locuri din București, precum din România, precum Aurum Invest, de exemplu. E cam același preț. Deci nu se investește în aur și argint în bijuterii pentru că sunt prelucrate, conțin manoperă în preț, conțin adaos, conțin TVA. Practic tu la un amanet, dacă te duci să duci un lănțic cum e ăsta, are 10 grame, îl duci la amanet, ție îți plătește practic doar aurul din acest lanț. 14 carat înseamnă 58,5% aur pur. Dar este și stanțat pe spate 585. Aurul de 18 carate 750, adică 75% puritate, iar cel de 24 din 24, adică 999, adică 99,99 puritate. Adică, cu alte cuvinte, e aur sau argint pur. Deci ție la una monetă îți dă jumătate din cât plătești tu pe, poate chiar mai puțin din cât plătești tu pe o bijuterie, pentru că, repet, acolo sunt și costuri și manoperă și adaos și TVA. Și pierzi. Dacă vrei să investești în aur, cumperi monede sau lingouri în formă pură. Ce te-a ajutat să te ridici cel mai mult? 1. Mentalitatea că pot face orice. 2. Niciodată nu mă interesează părerea altora, la modul că mi-au zis N oameni de foarte multe ori. Nu fă aia că nu e bine, nu mai fă aia că nu e bine, nu mai fă aia că nu e bine. De ce faci aia? Ești ciudat, ești nu știu cum. Mie îmi place în general să fac chestii pe care nu prea le face multă lume, respectiv
Și când zic multă lume, nu mai reproșa cineva că ce bă, zici că ești singurul vlogger sau zici că ești singurul care vorbește despre nu știu ce. Nu, nu sunt singurul. Dar raportat procentual la, nu știu, la alte joburi, la alte locuri de muncă, la alții care au activitatea asta sau alte activități, e un procent foarte mic. Un procent foarte mic. Deci asta e 2. Îmi place să fac lucruri pe care multă lume nu le face și în general sunt extrem de nonconformist. La modul extrem de nonconformist. Și 3, perseverență. La modul, nu știu, mi-am promis că o să fac asta indiferent de vreme, timp, nu știu, probleme, că sunt stresat, că nu sunt, o fac indiferent ce se va întâmpla. Deci mi-am promis mie însumi că o să fac ceva constant, indiferent de că e bine, că e rău, învăț din nou, dau înainte. Perfecționismul în general ucide business-uri. Și aș putea să fiu, nu știu, un pic mai atent la detalii. Bă, stai așa că n-am pus lumina asta bine, bă, stai așa că parcă nu-mi place masa asta, hai să căutăm altă masă. Bă, da, scaunul ăsta parcă e cam... Nu pot să filmez cu scaunul ăsta. Stai așa că lumina aia parcă nu-mi place umbra aia cum pică. Adică detalii din astea de... Detaliile de oameni perfecționiști îți consumă timpul și îți omoară un business. Indiferent care e acela. Eu de multe ori, na, mai pățesc să uit să pornesc microfonul, acum am uitat dacă l-am pornit. Mai uit să fac un alta, sunt cu capul în altă parte, eu știu. Mai fac diverse greșeli. Am avut o dată, nu știu, un clip destul de important. Chiar ăsta acum cu produsele, că m-am enervat cu un client care zicea că am măsurat și că sunt e mai puțin decât e pe ambalaj și am demonstrat că e mai mult decât e pe ambalaj la două produse din cele trei, iar la care cu în ghilimele lipsă, de fapt, ăla e volumul corect trecut pe ambalaj. Adică este totul fair play și, mă rog, m-am enervat și eram atât de croit să fac clipul respectiv încât am uitat să pornesc microfonul. Ce era să, după ce m-am descărcat și am făcut clipul și mi-a ieșit ce am tăiat, ce am desigilat cutiile, ce era să fac, să mă duc chiar la magazin, să iau alte cutii să le desigilez ca să pierd încă jumătate de zi ca să ce, ca să mai filmez încă o dată că n-am pornit microfonul? Nu există. Am greșit, asta e. Îmi cer scuze, îmi pare rău, asta e. Îmi asum. Deci, 3 lucruri m-au ajutat foarte mult. 1. Perseverență. 2. Non-conformism combinat cu non-perfecționism. Și 3. Nu știu, am un mindset-ul. Mindset-ul pe care mi l-am educat să fie orientat către creștere. Aceste 3 lucruri m-au ajutat cel mai mult. Cred că am răspuns deja la întrebarea asta, ce este mai bine să cumperi argintul ca materie primă sau ca acțiune? Eu zic ca materie primă pentru că este și un scandal prin diverse țări că nu mai au argint fizic, au doar paper assets, adică doar pe hârtie. Au făcut la el leverage și el în realitate nu prea mai există așa mult de vânzare și s-ar putea să vină un shortage, o criză de acest metal în formă fizică și să explodeze prețul. Dar în formă fizică, repet. $300.000 la 65 de ani. La 65 de ani stăm cu nepoții, nu ne va mai interesa independența financiară. Stau să mă gândesc că nu câștigi foarte mulți bani și nu prea înțelegi tu ce e cu viața. Adică la 65 de ani, dacă nu ești independent financiar, pentru că de muncit, puțin mai muncesc la vârsta respectivă, e nasol. Te lasă sănătatea, te lasă toate, n-ai un venit care să-ți acopere nevoile de zi cu zi, e nasol dacă nu ești independent financiar la 65 de ani. Să câștigi acolo un, nu știu, 2000 de lei pensie și să ai cheltuieli de sub 2000 de lei ca să poți să trăiești. Îți zic eu că dacă nu ești independent financiar la 65, nu neapărat de suma de $300.000. Eu am dat doar un exemplu. Sunt convins că ai lăsat comentariul ăsta că e o sumă pe care nu prea poți să ți-o imaginezi. Dar dacă nu ești independent financiar la 65 de ani, nu știu cu ce nepoți o să stai tu. Poți face un clip despre ce sunt dividendele. Dividendele reprezintă o parte din profit, din profitul unei companii. Teoretic, am văzut că se dau și dacă o firmă este pe minus, cumva mănâncă din rezervele proprie. Asta e partea a doua. Dar în mod obișnuit, în mod normal, ai o companie, fie că este SRL, fie că este societate pe acțiuni, generezi un profit și îți repartizezi profitul prin dividende. Adică
acționarii sau acționarul sau asociatul unic sau cine administrează firma, cine deține parte din firmă, are dreptul să își retragă o parte din profit. Acea parte din profit se numește dividend. Spre exemplu, la bursă se generează o cifră de afaceri, se generează, sunt niște cheltuieli, sunt niște costuri, se generează un profit. Din profitul ăla, de exemplu, multe companii repartizează 20, 30, 40, 60% din profit către acționari sub formă de dividende, adică profitul ăla este împărțit la toți cu un randament. De randamentul se calculează cât ai primit dividend împărțit la per acțiune, împărțit la prețul acțiunii, dacă e vorba de bursă. La portala firme nu știu cine să calculeze randamentul, cât ai băgat și cât ai scos, că e complicat să calculezi, adică nesemnificativ. Ai profit sau nu ai profit, e simplu. La bursă, când se face o știre, astăzi, nu știu, Teraplast a hotărât să dea un dividend de 5% raportat la prețul acțiunii de astăzi, la momentul postării. Dacă tu deja ai acțiuni de 5 ani și acțiunea acum 5 ani era de 5 ori mai ieftină, tu ai un randament mult mai mare, mult mai bun decât cel raportat acum. Deci dividendul se dă, reprezintă o parte din profit. Dacă tu ești acționar, ai acțiuni, ai dreptul de a primi dividend. Dacă acesta se dă, adică ori se dă la toată lumea, la toți acționarii, ori nu se dă la nimeni. Ești acționar, da, ai dreptul să primești dividend. Bursa este o prostie pe termen lung. Cine îți garantează că nu dispare platforma în care ai investit? Te trezești că ai investit 30 de ani și apoi dispar banii tăi pe vreo insulă exotică la vreun șmecheraș. Dă-mi voie să te contrazic. Orice țară care are bursă de valori are și un depozitar central, adică o instituție care ține evidența acțiunilor. Am aflat de curând că bunica mea are acțiuni la nu știu ce companie forestieră de acum 100 de ani, care au fost transmise, de exemplu. Deci, acțiunile, bucățile de companie se transferă către tine când cumperi acțiuni printr-o platformă care e autorizată în acest sens. Dar dacă platforma dispare, da, cum e Tradeville, cum e, nu știu internațional cum e tot demersul, pentru că e internațional și nu știu cui te adresezi, când, cum și așa mai departe, dar și internațional și național și peste tot, în orice platformă investești, acțiunile îți rămân ție. Acțiunile sunt ale tale în numele tău. Ce-i drept, o platformă cum e, eu știu, eToro, de exemplu. Sunt acolo milioane de utilizatori care cumpără fracțiuni și bucățele de acțiuni la diverse companii. Dă falimente, Toro. O să fie un proces lung până când se vede cine cum are și ce are. Dar nu îți pierzi acțiunile. Sunt în numele tău. Completezi o declarație, completezi un contract. La fel și pe Tradeville, de exemplu. E contract făcut în România, reglementat în România, reglementat de ASF, etc. Dacă dispare platforma Tradeville, tu te duci la depozitarul central și ai o evidență cu toate acțiunile la toate companiile pe care tu le deții. Deci nu se pierde nimic. Faptul că dă faliment o platformă sau nu e fix zero. Tu ai aceleași acțiuni în continuare la firmele respective. Doar că trebuie să te duci să te adresezi la depozitarul central sau care e demersul, că nu știu tot demersul cum e, dar dacă dispare platforma, ca să îți răspund la întrebare, nu-ți dispar acțiunile. Acțiunile poți să le ai 500 de ani, dacă nu dispare firma. Dacă acțiunile le pierzi, de fapt, dacă le vinzi sau dacă firma respectivă dă faliment. Dă faliment, nu mai există, s-a închis, ai jumate de firmă, nu mai interesează pe nimeni. Mă rog, jumate. Contează cine e acționarul majoritar, care vor, și ăia care au mai multe acțiuni, care vor lua o hotărâre generală. AGA, au o adunare generală a acționarilor, discută, iau o hotărâre, dizolvă firma, ai avut acțiuni, nasol de tine. Atunci pierzi. Dacă intră în faliment platforma, dar nu intră în faliment nicio firmă din cele la care tu ai acțiuni, nu se întâmplă absolut nimic. Așa am crezut și eu exact ca tine, dar documentându-mă foarte mult pe acest subiect, nu se întâmplă absolut nimic.
Și să fiu sincer, dacă mă gândesc bine, nu știu ce companie a dat vreodată faliment. O companie bine cunoscută de tranzacționare. Când e prosperitate, toată lumea cumpără, vinde. Când e criză, toată lumea cumpără, vinde. Respectiv, ei fac comision. Deci cum a fost lockdown-ul, toți au vândut în masă. Păi tu când vinzi în masă, dai niște comisioane la brokeri, inclusiv la Tradeville. Implicit, după aia își revine piața, toți cumpără în masă, cum e acum, iară comisioane la broker. Deci eu nu știu când dă faliment un broker din ăsta, numai pe prostia lui, dar n-am auzit de vreo platformă mare să dea faliment până acum. Și chiar dacă dă, nu e nicio problemă. Și am primit niște comentarii foarte rewarding, așa, m-am simțit foarte bine că le-am citit. Observ că te-ai pus serios pe canalul ăsta, nu cred că e ușor ca în fiecare zi să aduci subiecte așa mișto în discuție, îmi place creativitatea ta, pe să ai găsit rețeta perfectă între calitate și cantitate, plus 20 ml bonus. Mulțumesc! Tatăl meu este indisciplinat financiar, dar noroc cu tine că ești tatăl nostru, ce ne învață să creștem, îți mulțumesc că ne dai atâtea informații, must you know. Cu plăcere! Nu știu în ce carte am citit asta, știu persoane care încă cred că banii apar dacă furi mult și că sărăcia e ceva sfânt. Sunt persoane care cred că banii sunt malefici, au citit în Biblie The love of money is the root of all evil și nu știu ce, și consideră că pentru a fi pur din punct de vedere religios li se întipărește cumva, dar nu știu cine le întipărește, că dacă ești sărac ești curat. Când ajungi în rai ești curat, că tu ai fost sărac și ai ales să fii sărac pentru bunătatea, iar ales să fii un om bun și ales să fii sărac și să fii bine. Gândiți-vă din asta așa, trilulilu, de parcă unul ca Becali care a ridicat case, a donat și un om sufletist, ăla e o malefic așa el, e foarte malefic el așa. Nu pot să zic că cel mai mare fan al lui, dar e un om foarte mărinimos, dacă stăm să ne gândim bine. Și mulți alții, da? Și Buffett are 80 de miliarde de dolari pe care i-a acumulat pentru că a ales să investească. Mă, faptul că el a investit bani în companii înseamnă că el a și ajutat acele companii care au creat locuri de muncă, pentru că nu toți pot fi antreprenori, au nevoie de un loc de muncă pe care unii mai disciplinați le creează, da? Ca să fie un ecosistem. Nu pot trăi angajații fără angajatori și angajatorii fără angajați. Asta e adevărul, e un ecosistem. O mare parte din averea lui a donat-o. Adică ce vrei mai mult atât de la un om? S-a educat, a crescut, nu s-a rupt în figuri, a donat, a contribuit la creșterea până la urmă a unor companii, că deține parte din ele și a mutat capitalul acolo unde a văzut potențial. Asta a fost talentul lui, da? A crescut companiile respective, are bucată din ele, companiile alea cu banii lui au creat locuri de muncă, adică ce a făcut omul ăsta malefic? Stau să mă gândesc. A, că sunt și alții care sunt malefici. Stai liniștit că sunt și săraci care n-au ce mânca și când beau ceva se duc cu furca la vecinul și o bagă în spate. Ăla nu-i malefic? Zic eu că e malefic și e sărac. Câte cazuri nu sunt la televizor? Dacă stau să mă gândesc bine, sunt mai malefici săracii care, cum să zic, nu au și fac tot felul de, adică nu știu, dacă te uiți la știri de la ora 5 o să vezi cine e malefic. Mai sunt și știri cu oameni bogați malefici, că sunt malefici, cum să zic, oamenii malefici n-are importanță că sunt săraci sau bogați, ei există. Dar să crezi bine, nu, eu comentam de ceea ce zic alții, știu că așa zic alții. Salut, ce carte ne-ai putea recomanda pentru inițierea în bursă și sau alte tipuri de fonduri de investiții care să te familiarizeze puțin cu termenii și cu principiile? Să fiu sincer, eu nu am citit cărți care să mă inițializeze în bursă, am găsit în Google cam tot ce mi-a trebuit, am căutat how to pe Google, pe YouTube, în toate părțile, am mai discutat cu oameni care fac asta, de exemplu cu Laurențiu, am mai discutat cu Daniel, care și el e foarte bun pe partea asta. Și tot așa, adică am discutat cu oameni care fac asta, am studiat pe internet, am studiat pe Google, am studiat pe YouTube, n-am găsit o carte how to și nici nu aș vrea să citesc o carte how to, să-mi dea mie definiția bursei, definiția leverage-ului, definiția, lasă-mă bă băiatule că n-am timp să mă uit două ore la
o zi, hai, te uiți o zi toată ziua la tutoriale, îți iei aplicație, îți faci cont, îți jonglezi pe partea demo sau dacă vrei să cumperi pe termen lung, îți faci cont real și investești sume mici și te joci. Eu cele mai multe lucruri le-am învățat făcând eu direct. Chiar dacă poate n-am stat prea mult să mă documentez, am intrat direct, dacă pierd îmi asum, am învățat mult mai repede, e un jump start. Eu așa am funcționat de multe ori. N-am așteptat să, cum să zic, să învăț tot ce înseamnă despre bursa. Am intrat acolo cu capul înainte, că acum când mă uit la primele clipuri am mai zis niște bălării, dar așa înveți. Așa înveți cel mai repede, trecând direct în pâine, până citești, până te documentezi, până ceri aprobarea nu știu cui, până vrei să auzi de la nu știu cine, trece timpul și o să fii mereu sceptic, așa că intri în pâine și dacă pierzi, înveți foarte repede. Bine, să pierzi, în ce sens să pierzi? Să pierzi sume mici, intri cu câteva sute de lei, te joci, jonglezi, muți, suni, au suport, call center, suni, uite în România, da, e XTB, e... Tradeville, îi suni, că și-o am sunat, și-o am avut niște nelămuriri, cum faci ordinul, cum faci aia, cum îl execuți, cum ți-l execută, nici eu nu știam toate aceste detalii, dar i-am sunat, i-am contactat, m-au lămurit, mi-au explicat, am intrat, tutoriale, au site-ul lor, au canalul lor de YouTube, Tradeville Podcast sau ceva de genul, și au acolo interviuri, materiale, îți explică, sunt cam lungi și boring și cine le-a făcut nu știe să facă tutoriale, poate le fac eu unul dacă vor. Dar sunt informații mult online, nu trebuie să citești cărți ca să investești. Cărți de principii economice, respectiv cărți de să înțelegi cum funcționează piețele, capitalul, aia altceva. Dar cum să investești în bursă, cărți, eu nu le văd scopul. Da, cam astea sunt câteva din întrebările pe care le-am găsit așa la prima vedere interesante, la care am vrut să răspund. Desigur că o să mai răspund și în altele, le aștept mai jos pe următoarele. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul episod.